Bună dimineața, dragă Marius! Bună dimineața! Iată că ne revedem la episodul 2 al poveștii Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. O poveste care o explici din punct de vedere divin și vreau să spun că primul episod a fost foarte îndrăgit de către oameni. Am primit foarte multe mesaje despre ea Sunt și sigur că le-a plăcut foarte mult de ghionoaie și de scorpia cu trei capete. vedem ce mai face Făt Frumos, ce peripeții, ce personaje mai întâlnește, ce decizii mai ia și le spunem oamenilor că vom continua cu aceste episoade, vom face și alte povești și foarte multe alte episoade pe alte teme și din cărți, continuăm așa pas cu pas. Dar înainte să începem, aș vrea să le spunem oamenilor că noi avem un program online care se va desfășura în data de 26 noiembrie de la ora 16 la ora 20 și în data de 27 noiembrie de la ora 9 la ora 12. Tema este ce vor femeile și ce vor bărbații, dar bineînțeles că vom discuta și alte subiecte în funcție de întrebările care vor veni. Și cine dorește să se înscrie, evenimentul este pe pagina ta și pe pagina mea. Și mai avem tabăra de la Șinca Veche, unde o să mergem în data de 16 decembrie, 17-18. În acea tabără vom picta, vom merge și la Templul Dorințelor de la Șinca Veche, despre care noi am mai discutat, Marius, unde ai spus tu că a fost școala misterelor dacice și vom avea activități foarte frumoase și, bineînțeles, tu vei fi cu noi și vei susține conferințele tale de sesiuni de întrebări și răspuns. Păi bine, dragă Marius, am rămas la momentul în care Făt Frumos s-a dus în Valea Plângerii, da? După acel iepure am discutat și le-a apucat dorul de părinții lui și de casa lui și deși știa că dacă se va întoarce nu va mai găsi nimic acolo pentru că părinții lui erau morți de mulți, pentru că el era într-un tărâm unde nu îmbătrânea, totuși el ia decizia să plece. Și calul îi spune, că așa s-a terminat, calul îi spune, când vom ajunge la palatul tatălui tău, te las jos și eu mă întorc. Și de voi să rămâi mai mult de un ceas, eu nu voi mai veni după tine. Bun, și continuăm. O clipă. Ai văzut ce a zis? Făt frumos. Ce înseamnă făt frumos? Noi imediat când am auzit această poveste la început, când eram copii, ne-am închipuit că e vorba despre un bărbat care este drăguț, este frumos ca aspect, dar nu este asta. Da. Făt frumos este făt frumos la suflet. Dacă ai observat la începutul povestirii, el Da. când a pornit în această călătorie, a dat toate lucrurile pe care le avea el celorlalți și a păstrat decât niște merinde. Da. Deci, dăruirea, frumusețea sufletului său este făt frumos. Deci, un om frumos nu este un om care are tot ce vrea, este un om care nu are mai nimic. Da, și care are sufletul în slujire și în iubire pentru ceilalți oameni, pentru viață, pentru că ai văzut că el a îngrijit și, deși era foarte bogat, era fiul de rege, el l-a îngrijit pe calul răpciugos și Da, bubos da. până s-a transformat în... Deci ca să ai putere în viață, trebuie să fii jos, nu sus. Din Și cauza asta, el chiar dacă era fiul de împărat, el s-a limitat. asta arăta și că era foarte smerit. Exact. Da. Așa să fie, zise Făt Frumos. Se pregătire de plecare. Se îmbrățișă cu femeile și după ce își luară ziua bună unul de la altul, porni, lăsându-le suspinând și cu lacrimi în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiseră orașe, pădurile se schimbaseră în câmpii, întrebă pe unii și pe alții despre scorpie și despre locuința ei, dar îi răspunseră că bunicii lor au auzit de la străbunilor povestindu-se despre asemenea pleacuri. Cum se poate una ca asta, le zicea Făt Frumos. Mai alaltă ieri am trecut pe aici și spunea
tot ce știa despre ceea ce experimentase. Asta oare vrea să spună Marius că de fapt acest timp pe pământ este o iluzie, că de fapt nu există timp, doar aici pe pământ? Da. El, de fapt, a călătorit în viitor acum. Da. Da, exact, da, pentru că era Și oraș. Da. să explicăm de ce. Da. Datorită faptului că avea sufletul frumos, adică datorită, ăsta e secretul, de fapt. În cele 4 plus 3, 7 cărți pe care le-am scris, am explicat că numai când te duci în jos, atunci pornește miracolul. Deci numai aceea este condiția. Deci o să vezi și în toate poveștile românești, o să vezi această condiție pusă la începutul poveștii. Pentru că viața nu devine miraculoasă decât dacă ești ești jos. Altfel trăiești o viață concretă unde trebuie să te lupți, să te zbați. Dar în momentul în care te duci în jos, atunci ești în starea de bază, de miracol, în care orice minune se poate întâmpla. Și Și când ai... aș Da. putea să, o clipă, aș putea să îmi închipui și cred că așa este, acei moșnegi, uncheși care au scris aceste povești, pentru că ai văzut că partea feminină este văzută ca o scorpie Da. sau ca o ghionaie. Deci acești moșnegi au trăit acele lucruri. Deci și eu am trăit aceste lucruri. Când am fost atunci în armată și... Deci trebuie să te desprinzi de materie în așa hal încât să nu ai niciun ban, să nu vrei nimic, să n-ai direcție. Deci numai atunci intervine Divinul. Atunci pornește viața asta care noi o vedem legată logic, că lucrurile sunt logice, atunci se sparge această logică și devin ca de bază, că de autobuzul acela a venit din cer. Deci totul nu mai are o explicație normală. Da, devine un miracol. Ești în corp, dar nu mai ești într-o lume normală, ești într-o lume de bază. Și am impresia că, într-adevăr, acești uncheși au fost în această lume paralelă, să zic, într-o lume de bază. Cum sunt și cei care te-au luat pe tine și te-au dus atunci în Buceci, tot la fel, același... Da. Și știi ce mă gândeam, Marius? Culmea e că noi numim o viață chinuită, viața de jos, da, unde acei oameni trăiesc Exact aia de bază, nu zici că e chinuită. în care trăiesc în smerenie, în iubire și chiar dacă ei trăiesc în sărăcie, chiar dacă ei trăiesc pe drumuri, au o seninătate în suflet pe care acei oameni care se zbat să aducă avuții și că acea lume în care te zbați, te chinui, să faci cât mai mulți bani, să faci nu știu ce, de fapt ăla e chinul, nu? Chinul ăla e, că te zbați și e patosul ăla și suferința aia, că lucrurile nu ți ies așa cum dorești, pe când oamenii aia sunt în simplitate, sunt în pace, sunt în acceptare, trăiesc cu cele trimite Dumnezeu, cu... Și noi zicem că e invers, că viața aia e chinuită. Da, poate fi, poate fi și na, că mă gândesc că nu este o viață ușoară, dar cum ai spus și tu, un sfânt poate să trăiască o astfel de viață. Și oamenii aceia... Nu, un om simplu și numai oamenii simpli sunt sfinți. Da. Adică nu este ceva de neobținut. Este chiar foarte la îndemână, dar nu ne convine, pentru că asta însemna să pierdem legăturile pe care le avem cu lumea. Da, și noi putem să, chiar dacă trăim într-o casă normală, avem o afacere, avem așa, noi putem să trăim în modestie și în simplitate, Sigur că da. slujindu-i pe alții, pentru ca Sigur că da. oamenii să nu înțeleagă, pentru că mulți oameni interpretează greșit. Nu. Bine, mă duc și îmi dau toată casa pe stradă și rămân. Nu este vorba despre asta, este vorba de a nu fi doar despre tine, ci de a fi împreună cu ceilalți și pentru ceilalți. În Da, orice. să fii dezinteresat de a avea și de a câștiga și a nu a mai... Să nu mai adaugi. Să nu mai adaugi mai mult bine pentru tine. Că ăla se transformă în bol după aceea și în suferință. Da, și în tot Asta felul e de... definiția bolii. Prea mult bine pentru sine. Da. Și în tot felul de necazuri, așa zise în ghilimele, care ți se întâmplă în viață. Bun. Împărtășindu-le fost frumos la locuitorii acelor orașe povestea lor, se mira cum se poate una ca asta, le zicea fost frumos. Mai alaltă am trecut pe aici și povestea tot ceea ce știa el. Locuitorii râdeau de dânsul, ca de unul ce aiurează sau se visează deștept. Iar el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă
că barba și părul lui îi albiseră. Ajungând la moșia Gheonoaie, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea dumeri el cum de în câteva zile s-au schimbat astfel lucrurile. Și iar supărat plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam tremurau picioarele și ajunsese la împărăția Tătânesului. Aici alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă ajunse la palatul în care se născuse. Cum se dete jos, calul îi sărută mâna și spuse: „Rămâi sănătos, stăpâne, eu mă întorc de unde am plecat. Dacă poftești și dumneata, încalecă și hai să mergem de grabă.” „Du-te sănătos”, îi spuse prințul, „că și eu nădăjduiesc să mă întorc pe curând.” A fost odată ca niciodată că de-ar fi nu s-ar mai povesti și de când făcea plopușorul pere și răchita mișunele și de când se băteau urși în coadă și de când se luau de gât lupii și miei de se sărutau înfrățindu-se, de când podcoavele puricelor și un picior cu 99 de ocale de fier se aruncau în slava cerului și ne aduceau povești și de când se scria musca pe perete, mai mincinoși cine nu crede. Deci ai văzut, aici este lumea ideală descrisă, în care conexiunile logice sunt date peste cap. Este lumea aceasta de bază de la care se pornește și reflectă de fapt o stare interioară. Că deci este eu nu contează cum se aranjează, se poate aranja oricând, oricum. Starea interioară este cea care creează lumea aceasta. Și Și unde concluzia nu sunt opreliști, nu sunt condiții, condiționări. Da. Și deci vezi, el a luat decizia să nu se mai întoarcă în acel regat și să rămână acolo. Deci a luat decizia să rămână în lumesc sau cum? Păi exact căderea primului Adam, când a fost fascinat, vrăjit de exterior și a intrat așa de mult în el încât a uitat de divin. În momentul în care a uitat și când și-a amintit că după un timp, când s-a întors cu privirea spre Dumnezeu, nu mai era acolo. Deci s-a pierdut legătura. Deci noi suntem pierduți în această lume, în minte, cu alte cuvinte. Suntem pierduți într-o lume creată mental. Deci, oarecum să spunem că această poveste poate fi inspirată și după facere? Că... Da, sigur. Da, este... Că de fapt, ca să poți să revii la tinerețe fără bătrânețe, deci să te conectezi cu Dumnezeu, trebuie să faci mișcarea inversă. Să mergi invers, adică să te distanțezi de lumea aceasta. Asta este și secretul unei vieți îndelungate. În momentul în care nu mai acorzi toată atenția ta, nu mai ai voia ta, voință să obții ceva, să câștigi și mai departe și lași lucrurile așa cum sunt și trăiești o viață de abandon de sine total, atunci Divinul preia viața ta și devine miraculoasă și se lărgește timpul. Spre exemplu, există în Anglia un grup care se numește Idler sau Idler, nu știu cum se pronunță, care este minimalist. Adică s-a decuplat de la viața modernă, nu are curent electric, nu are radio, televiziune, nu are nimic. Și nu au bani. Și ei, de fapt, doar cultivă anumite lucruri sau fac tot felul de meserii. Și le schimb în trei, fac troc. Și cel care a inițiat acest grup spunea că prin faptul că s-a decuplat de lumea modernă și nu mai are ținte de atins, deci el la începutul zilei nu mai are ceva, un proiect de făcut, deci face ce îi vine în cap în clipa respectivă, ziua a devenit o săptămână, săptămâna a devenit o lună, adică s-a dilatat, timpul s-a dilatat, adică curge foarte încet. Că timpul este alergatul, viteza dă timpul. Este paradoxul din Alice în Țara Minunilor, autorul lui Alice era matematician. Și paradoxul zice așa, îl arată pe iepuraș când scoate din buzunar un orologiu, deci el nu avea un ceas, el avea orologiul ăla de masă, ceasul acela de masă, îl scoate din mână și se uită și zice, nu știu ce are ceasul ăsta, când alerg eu?
Aleargă și el, când stau eu, stă și el. Deci ca să poți să schimbi timpul, trebuie să stai. Dar ca să stai, trebuie să te decuplezi de țintele de atins, de viitor. Să nu te mai gândești la viitor. Adică să nu vrei să mai faci nimic. În clipa în care nu mai faci nimic, nu se mai consumă timpul. Și ăsta, timpul biologic se încetinește. Asta este modalitatea de a prelungi viața. Nu există altă modalitate. Chimic și așa mai departe nu există. Pentru că sunt intervenții. Ego-ul rămâne tot acolo. Ego-ul care este ceasul, cronometru, rămâne tot acolo. Adică țintele noi le avem mai departe. Deci trebuie să ne decuplăm de materie. Deci să facem mișcarea inversă, să mergem spre divin. Pentru că materia te ține captiv. Asta este. Și în momentul în care te desprinzi de ea, atunci trăiești în divinitate și se lărgește timpul. Da. Nu mai Hai să... spun că în timpul acesta, pentru că ești decuplat, am spus că pe la jumătatea distanței pornesc fenomenele extrasenzoriale care sunt grozave, sunt fantastice, este vorba despre un basm, intri de fapt real, într-o lume în care legile fizice nu mai funcționează deloc. Era pe timpul meu, când eram mic, o carte se numea Tică și Rică în țara imposibilului. Cam asta este. Deci când ajungi la jumătate, explodează toată realitatea asta, se dă peste cap și totul este miraculos și este fantastic, îți dă tot ceea ce ai nevoie. Parcă ai un servitor, știi, care nu știe ce să facă ca să te simți tu mai bine, ca și când ai fi ajuns, pe exemplu, într-o împărăție, unde toată lumea stă să te servească și nu știe ce să facă ca să fie ție mai bine. Asta este fenomenul. Ciudat este că este puterea cea mai mare pe care omul poate să o atingă în univers, este reală, se poate atinge, dar nimeni nu o vrea. Pentru că suntem așa de lipiți de lumea materială încât nu ne putem închipui că ar putea să existe și o altă realitate mult mai minunată decât aceasta. Trebuie doar să dai drumul, adică să te împotrivești voii tale. Întotdeauna, ca un exercițiu continuu în timpul vieții, continuu să te lași folosit, mai ales să fii exploatat. Că dacă nu ești exploatat, atunci nu poți să ajungi în starea respectivă. Să te lași exploatat, folosit de toți, ca o cârpă, să-și bată tot joc de tine, să te calci în picioare, să te umilească, să te scuipe și numai dacă ești în starea aceasta este de cea mai mare grație posibilă. Pentru că Divinul preia conducerea vieții tale și atunci viața ta devine miraculoasă. De negrăi, nici nu-ți vine să crezi. Și atunci tu vei duce, de fapt, o viață de prinț, de prințesă, de Da, vas, da. fără Așa să am faci trăit nimic. când am fost în armată. Așa, prin lumea aceasta am trecut. Am văzut ce fantastică este. Numai că nu avem curajul. Atâta este problema. Să ai curajul să te hotărăști, să pornești. Adică fără să mai vrei ceva din... Să accepti tot ce vine din față fără. Pentru că neplăcerile din față care îți vin pe nivelul tău de atașare. Și ele vin să te desprindă. Dar vin punctual. Spre exemplu, dacă ești legat de bani, nu-ți mai dă banii la servici. Cresc salariile și pe tine te uită. Deci ceva se întâmplă exact în locul unde tu ești foarte interesat. E vei fi desprins. Și mecanismul este automat de desprindere. Numai că trebuie să înțelegi lecția care ți se dă. Dacă nu, omul, în locul respectiv, omul are tendința să lupte mai mult și să se lege mai mult, să lupte pentru dreptatea lui, pentru adevărul lui, pentru să-și facă voia. Și în momentul în care face lucrul acesta, atunci urcă pe un nivel superior și vine plăceri și mai mari. Deci soluția, exact cum a spus Dumnezeu atunci la mișcarea lentă, ce trebuie să fac tu, ființă, să mă las pe mine tot timpul și l-ai zis da tot timpul. Deci cu atât mai mult în situațiile care nu-ți convin și atunci trebuie să te lași. Pentru că în momentul în care te-ai lăsat să citești programul autodistructiv din spate. Că dacă nu te lași, nu se șterge. Și atunci revine sub o formă mult mai agresivă. Deci tot timpul ești la o școală aici, pe pământ, unde ți se curăță sufletul. Deci un fel de mașină de spălat suflete. Da. Asta este pământul. Are sens, are sens tot ce spui Iar tu. Dumnezeu, știi cum îl cheamă? Șeful sectorului suflete. Ce frumos. Da. Hai să facem, Marius, o concluzie asupra poveștii, da? Deci totul a început de la un împărat și o împărăteasă care aveau o dorință, da? O dorință și orice făceau ei,
orice făceau ei, oricâte bogății aveau și orice încercau în acea bogăție, nu găseau răspunsul până au aflat de acel Uncheș, da? Care era un om simplu, nebăgat în seamă de nimeni, și împăratul și împărăteasa s-au dus la el și i-au spus dorința lor și el a spus că dorința lor se va împlini, dar nu le va da mai mult de un copil și că acea dorință a lor nu le va aduce bucurie. Cum e cu asta, Marius? Cu dorințele care nu aduc bucurie și nu ne împlinesc. Pentru că erau Întotdeauna dorințele atașați. nu aduc bucurii, dar pentru că era un om bun, împăratul, i s-a îndeplinit visul, însă pentru că visul acesta aparține acestei lumi, încă asta noi nu avem voie să avem vise despre lumea aceasta, că ți se dau peste cap. Deci ți se împotrivește realitatea. Trebuie să te lași în mâna lui, de când ai venit pe pământ până la sfârșitul vieții, te să te lași în mâna lui total. Atunci, în momentul în care stai desprins, vine un moment în care te ia și te duce dincolo de această realitate, te duce dincolo de fluviul de gânduri, vezi alte lumi, te duce în trecut, te duce în viitor și așa mai departe. Și atunci îți dai seama că nu are niciun rost să pui preț pe această realitate, că ea este într-adevăr secundară, este doar creată. Și când revii înapoi, asta am pățit eu. Ai o formă de indiferență. Devii indiferent. Eu, bine că eram și înainte indiferent. Că eram la liceu și eram ca pierișar, prost, complet. Adică, ce însemna? Nu aveam, eram gol la minte. Nu înțelegeam nimic din ce se întâmplă în jurul meu. Nu aveam explicații. Și pentru mine a fost un efort ca să pot să înțeleg. Și tot timpul, pe parcursul vieții, eu n-am înțeles multe lucruri. Pentru că nu le aveam în mine. Și a trebuit să le experimentez sau să le exersez ca să pot să obțin. Iar ca să pot să înțeleg câte ceva, a trebuit să definez lucrurile. Din cauza asta, acum știu că prin definițiile care le dăm noi, noi de fapt creăm realitatea. Și luasem, spre exemplu, diferite cărți și căutam diferite înțelesuri ale uneia și același concept. Spre exemplu, iubire. Ce este iubire? Și strângeam ce este iubirea din toate cărțile pe care le enumeram. Și le puneam una sub alta. Pentru mine, iubirea avea foarte multe semnificații. Eu nu puteam să lupt pentru una din ele. Nu puteam să țin cu una din ele deloc. Și eu nu intram în conflict. Pentru că mereu așteptam să vină o alta și o alta și o alta. Pe mine mă ajută fiecare. Din cauza asta, structura grupului e făcută în modul acesta, încât grupul funcționează ca un fel de creier în care fiecare individ este un neuron care lucrează paralel la aceeași problemă. Ca un computer foarte mare, cuantic. Și atunci ies lucruri profunde, fiecare cu experiența lui de viață, și le pune la un loc. Când le pune la un loc, beneficiem toți de această înțelegere. Și, deci noi avem conștiința faptului că aici, în grup, că singuri nu putem, că ne blocăm singuri și apare imediat orgoliu și mândria. Exact. Dar în momentul în care punem totul la comun, atunci reușim să progresăm împreună. Pentru că mi-am dat seama că mai împreună putem progresa. Sunt un felul de influencer din aceștia care de spiritualitate, dar ei se blochează în mândrie și orgoliu întotdeauna și nu evoluează. Aici noi mergem pe o profunzime. Ei nu au acces la profunzime pentru că le este tăiată calea aceasta. Pentru că mândria și orgoliu le oprește legătura cu Dumnezeu. Deci soluția este exact ca cum spune în Biblie, să te duci în jos. Pentru că numai atunci când mergi în jos, te conectezi cu Divinul. Divinul e în puțin, simplu și modest. În smerenie, el nu este în mult. Și mai spuneam altădată că dacă într-o explicație, o explicație care nu te duce spre smerenie, pe simplitate, modestie și puțin, nu este adevărată. Și mai toate științele și tot ce a creat omenirea este făcut ca să te îndepărteze de divin. Pentru că divinul este, spre exemplu, supunerea. Este foarte simplu, în sensul că nu este nevoie să te rogi, e nevoie să te supui. Că dacă te rogi, nu te supui. Sau nu poți nu ajuți pe cineva. Deci mai bine ajuți pe cineva în timpul respectiv și beneficiul pe care îl ai este extraordinar pentru că tu trăiești ca și Isus atunci. Deci te unești cu El pentru că faci ceea ce a făcut El. Imitatio Christi, îl imiți pe Hristos.
Deci, așa cum spunea și părintele Cleopa, cea mai înaltă dintre rugăciuni este Imitatio Christi, adică să-L imiți pe Hristos. Și revenim la tinerețe fără bătrânețe. El a avut o interdicție să nu treacă peste un anumit tărâm, dar a fost exact cum și primul Adam a avut interdicție să nu se uite. Și dacă stai prea mult peste 10 secunde cu atenția pe ceva din exterior, te fură. Imediat îți vin în cap. Dar și acum, noi pățim același lucru pe care îl pățește Adam. Vin tot felul de gânduri peste noi, imagini și situații de viață imediat încep să se lămurească în fața noastră și suntem prinși în acest joc. Este un joc mental. Intrăm în el și ne pierdem în el sau intrăm în el ca într-un nisip mișcător și nu mai putem să ieșim de acolo. Deci mereu trebuie să te ferești de această lume, să nu păstrezi în cap, să nu o socotești, să nu o cântăreți, să nu o analizezi, să o lași în pace și să zici mereu de fiecare dată, Domnul știe ce este mai bine. Deci totul este așa cum trebuie. Sau ei și Cedac. Deci pe Ești mine și m-a dată, da. ajutat asta și mă ajută Marius, Doamne, deci fantastic, deci fantastic. Pentru că deja am ajuns în momentul în care la început spuneam ca un automatism, spuneam priminte ei și Cedac. Dar făcând acest exercițiu de fiecare dată când îmi veneau situații din viață care ego-ul meu le considera provocatoare, sufletul spunea ei și Cedac. Și spunând odată, spunând de două, spunând de trei ori, chiar am ajuns să practic acele leșice, dacă și să nu mai fiu, să fiu afectată și mă ajută foarte mult. Da, Da. povestea trebuie recitită cu atenție și trebuie observat și mai ales partea, acea poveste, acea versiune care este originală, dacă se poate, și în momentul în care s-a făcut căderea, trebuie urmărit momentul, ce s-a spus în clipa respectivă, pentru că este exact ceea ce noi facem și nu ar trebui să facem. Pentru că noi, asta înseamnă, noi mereu ieșim din divin ducându-ne spre lume, adică pierzându-ne în lume. Trebuie să Da. facem invers. Iar lumea știe ce este interesul personal, binele nostru, identificarea cu corpul, cu necesitățile. Deci noi ar trebui cumva să ne împotrivim dorințelor sau voii noastre, pentru că noi suntem preocupați numai de corp. Credem că noi suntem corpul și el este central. Pentru noi, de dimineață până seara, facem totul pentru el, pentru un bine, pentru corp. Dar nu știm că corpul ăsta în spate are un eu, un ego. Și egoul acesta îngreunează sufletul. Și atunci începem să avem probleme. Deci noi trebuie să ne uităm de corpul nostru. Asta este secretul. Asta înseamnă credință. Asta înseamnă iubire. Uitarea de corp. Să uiți de el, să nu-l mai iei în seamă și asta se face treptat ca un exercițiu continuu. Să nu-i dai tot ceea ce vrea. Că de fapt e vorba de întâlnirea diavolului. Să nu-i dai tot ceea ce vrea. Să nu faci ceea ce îi place, să eviți mereu ceea ce este ușor, deci mereu să te împotrivești lucrurile pe care el le dorește. Este foarte simplu să intri în Divinul. Divinul este ceea ce ție nu-ți place. Când nu faci ceea ce ție îți place, atunci te unești cu Dumnezeu. Până la un anumit nivel, deci exersezi asta în toate situațiile de viață și te opui binelui tău. Așa am făcut eu. Și adică când mergeam cu mașina, cu tramvaiul, eu nu stăteam jos, stăteam întotdeauna în picioare, oricât de obosit eram. Când veneam de la servici, nu mergeam cu liftul, mergeam pe scări. Deci mereu m-am opus binelui meu. Când întâlneam, mi-era foarte foame și vedeam ceva care îmi doream să mănânc, nu mâncam. Deci mereu mă opuneam. Și observam că dacă trecea perioada aceea, după câteva minute dispărea complet foamea. Deci nu era decât ego. Egoul care, deci adicția este făcută de ego. Din cauza asta, ca să scazi adicția, de orice, de băutură, de fumat, de orice patimă, trebuie să scazi ego-ul. Dar ego-ul se scade prin slujire, prin supunere, adică numai cu Divinul. Dumnezeu este supunerea ta. Nu ai nevoie de rugăciune ca să te supui. Te supui sau nu te supui. Deci intri în Divin sau nu intri în Divin. Nu ai nevoie de un efort făcut exterior. Pentru că tu ești chiar această ființă. Nu ai nevoie decât să te cuplezi cu ea. Tu ești ființa de iubire, infinit de îngăduitoare și ca să poți să te unești cu sufletul, că așa îți dai seama că mă unesc cu sufletul. Dacă am acum o situație de viață și îi dau întâietate celuilalt sau nu îi dau, mă supun sau nu mă supun, aleg între suflet și diavol.
Deci de fiecare dată suntem puși în această poziție. Și trebuie să alegi sufletul. Sufletul este împotriva intereselor tale. Întotdeauna el, ca să atingi sufletul, trebuie să nu faci ceea ce vrei tu, să faci ceea ce vrea celălalt. Și atunci a intrat, deci omul din fața ta, deci toți oamenii doar te ajută. Te ajută și te învață și te duc cu toții. Deci este o uriașă scenă care lucrează cu oameni acolo, cu situații de viață care lucrează toți pentru tine și te șlefuiesc ca un diamant. Pentru că dacă nu suporți, de exemplu, carbonul ca să devină diamant are nevoie de mii de grade. La fel este și în viața de zi cu zi. Noi, ca să putem să ajungem diamante, trebuie să acceptăm. Asta e singura soluție, Dumnezeu a zis, nu? Ce trebuie să fac? Să mă las pe mine tot timpul? Și a zis, da, tot timpul. Deci eu cu vocea lui, în lumea de Nicolo, nu mi-a vorbit. Doar s-a încruntat la mine și a zâmbit. Dar aici mi-a spus, da, tot timpul. Și mi-a mai spus odată, m-a mai intrat odată în contact cu mine, în visul acela cu mașina de scris. Voi avea ceea ce îți dorești, cu toate că eu n-am, nu, el mi-a zis așa, tu nu mi-ai cerut nimic niciodată. Așa mi-a zis. Vei avea ceea ce îți dorești, deci în momentul în care tu nu ceri nimic, atunci vine și se îndeplinește orice voință. Ăsta este secretul. Nu să ceri. Dacă ceri, nu-ți dă, ai tăiat legătura cu el. Pentru că cer ceva din lumea aceasta și lumea fiind secundară, nu poate să-ți dea că te omoară. Adică lumea doar îți ia din energie. Îți dă o casă frumoasă, visezi, o casă frumoasă, ți-a dat casa, dar ai început să mori. Pentru că casa respectivă îți va crea griji și vei pierde din viață, îți pierzi viața. Că dacă nici nu ai energie, că majoritatea oamenilor care vor mai Da. mult, ei deja nu au energie. Pentru că întotdeauna au gândit viața ca o continuă adăugare de satisfacții. Și ego-ul a crescut foarte mult, l-a presat pe suflet dincolo de linia roșie subție și ei fac rugăciunea sau se rog din poziția de în care sufletul a fost presat. Păi atunci sufletul, când ai zis chestia asta, a început imediat, automat, mecanismele de desprindere care sunt foarte puternice. Deci omul, de fapt, în clipa în care s-a rugat și a cerut ceva din lumea asta, a pornit, de fapt, destrămarea vieții lui. Deci este foarte periculos, se joacă cu chestiile astea. De ce? Pentru că ei nu au citit. Ei n-au citit Sfinții Părinți, n-au citit Scripturile ca lumea cu creionul în mână, să poată să le înțeleagă, să poată să le explice, așa cum explicăm noi aceste povești. Deci ei sunt e o uriașă masă de informație care te poate ajuta enorm. Dar noi nu studiem. Dacă oamenii aceia stau 1 milion de oameni la măsuță să le studieze, știi? Păi ce sunt nebuni să facă asta? Și statul să plătească, să îi întrețină ca să studieze lucrul ăsta. De ce? Pentru că sunt cele mai importante lucruri. Ei transmit tradiția. Tradiția aceasta este lucrul cel mai important. Adică unirea cu Divinul. Care sunt mijloacele prin care ne unim sau pierdem legătura? Din cauza asta ei ne manipulează foarte ușor. Că ei se și vede acum cu noua ordine mondială, Da. ei au, să zic, 3, 4, 5 nivele de profunzime și imediat tu când judeci, când gândești, gândești de fapt în conceptele pe care ei ți le-au oferit. Ca să ieși din matrixul ăsta, trebuie să le iei pe dos, să le răstori, cum zice Emma. Emma zice că să le dai cu fundul sus, nu știu cum zice. Și să iei inversul, după care să aduci argumente inversului, că altfel nu se iese din închisoarea asta. Și închisoarea este închisoarea lumii, este închisoarea corpului nostru. Noi nu suntem corpul. Trebuie mereu să te opui intereselui corpului și atunci tu te eliberezi. Te eliberezi și evoluezi. Noi am venit aici ca să depășim această realitate, această lume. Pentru că numai aceia ajung în rai. Dacă să depășești, trebuie să accepti umilința. Dacă reușești să accepti să te bată, să te umilească, să te scuipe, să râdă de tine, să te nedreptățească, fără să te superi, atunci ai ajuns în rai. Dar dacă te revolți pentru lucrurile de nimic, exact, deci proporția este asta, că de la Sfântul cu Cizme, el o săptămână de zile a muncit la pământ sau la lemne și i-a dat un curent, un covrig. Asta e proporția. Deci cineva, tu te pune să muncești mult și te neîndreptățește și tu nu te superi. Dacă nu te superi, acela e raiul. Deci oamenii aceia au contribuit și te-au dus în rai. Toții. Deci trebuie să înțelegi că nu omul îți face ție ceva, așa cum credem noi, ci Dumnezeu, prin ei, vrea să te ducă în rai. Dacă tu accepti, este examenul maxim. Examenul maxim. Dar este foarte greu pentru că omul zice, a, pierd casa, pierd familia, pierd nu știu ce. Dacă tu accepti ce-ți vine din față ca venind de la divin și nu ataci persoana, nu consider că omul acela e vinovat.
Și zici, Dumnezeu, prin omul acela mi-a făcut și bine mi-a făcut, mi-a distrus ego, atunci te eliberezi. Altfel, nu. De Și riscul fapt, e mare, că rămânem în lumea deschisă de liecioară. Acolo e nenorocire. E primul iad. când nu te opui vieții, de fapt nu pierzi nimic. Când ai Corect. să pierzi. Da. Și ai spus ceva foarte interesant, Marius, mai devreme, adică am tras eu așa o concluzie. Cei care au adicții, au anumite dependențe, dacă slujesc viața, da? Dacă se smeresc și slujesc viața și intră în dăruire. Dispare adicția, pentru că dispare ego. Wow! Deci ego este cel care trebuie scăzut. Deci, spre exemplu, omul mănâncă mult. Da. Deci nu dietă trebuie să ții, ci trebuie să slujești oamenii, să sacrifici ceva din tine, din ego acela. În momentul în care sacrifici ego, atunci scăzând ego-ul, nu mai simți nevoia să-l acoperi cu ceva, cu băutură, cu țigări, cu mâncare. Nu mai simți nevoia. Nu mai poți să mai mănânci. Deci atâta timp cât tu îi servești pe oameni, te încarci cu energie subtilă care ți este suficientă. Noi ne hrănim și trăim cu această energie subtilă, nu cu energia grosieră a materiei. Materia, rolul ei este doar să de curățare a corpului. Este ca o mătură, atâta. Deci întotdeauna când există o adicție de orice gen, nu contează, noi de fapt prin acea adicție slujim ego. Exact. Îl întărim, nu numai slujim, îl întărim. Să Că e o devină. patimă, orice patimă și aduce și alți diavoli. Da. De fapt, Deci... noi o viață întreagă, culmea de pe lume, avem grijă numai de diavol. Da, Marius, vreau să te întreb, în momentul în care ai o dependență, o adicție, aduci ființe întunecate în Cum structurile să tale? nu? Păi adicția în sine înseamnă o ființă întunecată, care aduce și altele. Deci un viciu aduce 1.000 de vicii. Da. De aceea, spre exemplu, te uiți la cineva și vezi că are o adicție, oricare adicție, trebuie să-l privești cu circumspecție. Cu o distanță, pentru că acel om este capabil oricând să te lovească pe la spate, care e diavolul în el. Orice om. Spre exemplu, vezi că cineva fumează, trebuie să te păstrezi la distanță. Vezi că cineva bea, vezi că cineva mănâncă prea mult, orice. Vezi că o femeie se îmbracă foarte frumos și se aranjează pentru ceilalți, are diavol. Automat, deci trebuie să te păzești, să stai la distanță, cumva. Pentru că la un moment dat te va lovi pe la spate. Da. Uite, la mine e foarte interesant. Eu nu suport fumul de țigară și nu suport să stau lângă. Numai mirosul ăla mi se face rău și mulți oameni îmi spun, mă etichetează așa ca și când fiind figurantă, și dar le spun, nu pot, adică mi se face rău dacă stă cineva lângă mine și fumează sau miroase a țigări, a tutunii, mi se face rău. E ceva din mine fără să vreau, deci fără să vreau. E foarte interesant. Da. Bun. Mergem mai departe la concluzionarea bazmului, da? Și le-a îndeplinit dorința, împărăteasa a rămas însărcinată, însă înainte cu câteva ore de naștere, fostul frumos din burta mamei a început să plângă foarte tare. Plângea foarte puternic, foarte puternic și nu se năștea, nu venea pe pământ. Și împăratul a început să îi promită că îi dă toată împărăția, că îi dă oști, că îi dă de toate, dar făt frumos nimic. Și în momentul în care i-a spus, făt frumos, ce-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, copilul a tăcut și s-a născut, a venit pe lume. Cum e, Marius? Ce este aici? Culmea este că noi suntem tinerețe fără bătrânețe. Deci nu este ceva care să primim sau să ne dea cineva. Trebuie doar să intrăm noi în acest tărâm al tinereții fără bătrânețe. Adică să ne comportăm ca o ființă a cerului pe pământ. Atâta trebuie să facem. Deci Noi suntem deja. Făt frumos a înțeles că de fapt împăratul a spus doar așa, mai poate o tăcea și s-o naște. Dar Făt frumos a înțeles că de fapt tatăl său nu îi oferă împărățiile lumești, ci îi oferă împărăția cerului, de unde el venea de fapt la întrupare și de aceea a tăcut, nu? Că eu oferea raiul, cum ar veni, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ceea ce sufletul lui cunoștea deja. Vroia să cunoască acest lucru. Sufletul nostru vine aici ca să manifeste de fapt iubirea. El manifestând iubirea, o cunoaște cine este el. Da. Deci noi chiar avem nevoie ca în mijlocul atracțiilor și dificultăților vieții și greutăților ei, noi să aflăm cine suntem noi cu adevărat. Și aflăm numai în momentul în care ne confruntăm cu greutățile.
În fața greutăților, noi când tot timpul dăruim, atunci greutățile dispar, dar noi în același timp aflăm că suntem o ființă a cerului care nu are nevoie de nimic din lumea aceasta. Asta trebuie să înțelegem. Materia, fiind foarte joasă, vibrațional, nu poate să dea nimic sufletului. Deci noi suntem nebuni. Alergăm după materie, dar sufletul este de alt ordin. Sufletul nu aparține acestei lumi, nu are nevoie de materie. Deci noi îi dăm sufletului, care este imaterial, materie. Deci nu se potrivește, el nu are nevoie de așa ceva. Deci din asta noi, cu ajutorul materiei, nu putem să satisfacem niciodată sufletul. Sufletul nu are nevoie decât de durere, el are nevoie de greutăți. Deci sufletul se hrănește cu greutățile vieții. De aceea ai văzut că omul nu obține decât fericire sau satisfacție de moment, atât, nu e de durată. Când își împlinește o dorință prin materie, nu este acea bucurie divină pe care tu o simți în interiorul tău, ci este o satisfacție de moment care în 2 ore a trecut și ai și Da, uitat pentru că și lumea vrei trece. alta. Mereu vrei alta, da. Da. Diavolul este pasnicul lumii acesteia. El îți zice că trebuie să îți apere corpul, că fără el nu se poate apăra corpul. Nu este adevărat. Este un mincinos. Nu el apără corpul. Corpul este condus de sus, de divin, și sufletul nostru este cel care îl administrează. Reprezentantul ambasadorului Dumnezeu pe pământ. Este identic cu el. În momentul în care treci de fluviul de gânduri, devii una cu spațiu. Ești infinit. Să Ești infinit. zicem că și acest corp este luat în custodie, cum ni se dau și copiii, dacă nu stai noi ce sunt al lui Dumnezeu, așa și acest corp este o haină, o carcasă pe care ne-o dorește Da, Dumnezeu. noi nu le putem închipui, că din punctul nostru de vedere, ca să te mărginiți, nu putem să înțelegem lucrul ăsta. Deci ceea ce este infinit, spațiul ăla infinit, e într-un corp mic. Sau este într-un punct, se strânge într-un punct. Nu putem. Cum să intre ceea ce e mare într-un punct, în lucrul cel mai mic? Și uite-te că la divin este posibil. Deci această antinomie este reală. Dar pentru că noi, logica noastră este de tip cauzal și întotdeauna cauzele lucrurilor noastre sunt din materie și greșim fundamental, cauzele lucrurilor ar trebui să fie apropierea sau îndepărtarea de divin. Trăirea în divin sau ieșirea din el. Deci acolo este cauza. Deci e foarte simplu să explici toate situațiile de viață în modul acesta. Dar suntem îndepărtați. Cum suntem îndepărtați? Mereu apar tot felul de... Sunt serviciile acelea care au creat concepte și concept din concept care derivă unul din altul. Și tu ieși, pe exemplu, la derivația a 100, s-a pornit de unde s-a pornit și tu nu poți, nu vezi legăturile. Deci te-a terminat, te-a îndepărtat. Și noi gândim după aceea în logica respectivă. Dar o logică formată din concepte care au derivat unele din alte și te-au îndepărtat de divin. Deci noi nu putem să ne transformăm, să ne schimbăm, decât dacă privim lucrurile ca un raport față de divin, ca o apropiere sau o îndepărtare de Dumnezeu. Și atât. Este foarte simplu. Foarte simplu. Și vezi, dacă ești cuplat pe materie, dacă o pui pe primul plan, ai căzut. Se vede asta în cele 10 porunci. Deci ele îți arată, de fapt, această raportare față de divin. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Deci s-a terminat problema cu exterior. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu-ți faci idol. Exteriorul este secundar. Și nu faci decât tot timpul, și e foarte simplu, tot timpul să te opui naturii tale, să te opui credinței că ești un corp. Și mereu să-i faci împotrivă. Dacă mereu îi faci împotrivă și nu-ți cauți comoditățile, nu vrei stabilitate, nu vrei să faci mereu pe dos. Spre exemplu, ai două mere sau merele cele mai mari le-ai dat celuilalt. Faci pe dos decât vrea interesul tău. Interesul tău vrea să păstreze merele mari pentru tine. Nu, faci invers. Deci ce este mai bun îl dai celuilalt. Și atunci te cupla pe suflet. Deci motiv de cuplare cu suflet poate să fie orice. Orice și tot timpul. Orice. Ai urcat în tramvai, ai stat în picioare. Pac, te-ai cuplat pe suflet. Dacă stai jos, te cuplai pe ego. Deveneai diavol. Și imediat începea transformarea vieții tale într-o formă neplăcută. Că diavolul întotdeauna caută comodul, ușorul, plăcutul și mai departe. Și când alegi aceste lucruri, el se amplifică, el crește și începe să aibă pretenții. Și când treci pe lângă niște prăjituri,
vei vrea prăjiturile acelea pentru că ai stat jos. Deci sufletul este mai slab. Ai stat jos, ego-ul este mai puternic, diavolul e mai puternic. Vei mânca prăjiturile. Deci adicțiile se înlătură opunându-te tot timpul interesului diavolului. Adică să nu ai grijă de el, însă începi să nu te mai îmbraci atrăgător, frumos, să nu te mai aranjezi, să nu te mai machiezi, să mănânci mai puțin, să mănânci jumătate de mâncarea pe care ai, mâncărurile care îți plac cel mai mult, tamam pe alea să nu le mănânci, știi? Deci invers să faci. Și cu cât faci inversul, Mark Twain spune așa, este foarte simplu să intri în divin. Să faci întotdeauna ceea ce nu-ți place să faci și să nu faci ce-ți place. Să nu vrei să faci ce-ți place ție. Să te opui. Și atunci câștigi această energie subtilă. Asta e modalitatea pe care noi ne încărcăm cu energie de la izvorul vieții. Dar nimeni nu știe lucrul ăsta. Noi l-am scris în cele, câte sunt, 4 plus 3, 7 cărți. Dar sunt sigur că oamenii nu văd de ce. Pentru că omul caută și în cărțile acestea un profit pentru el. Un bine pentru el. Adică cum să progreseze el să-i fie mai bine. Și nu asta trebuie să caute. Trebuie să caute să nu-i meargă bine. Când nu-i merge bine diavolului, care este, cu care ne identificăm noi, în momentul acela noi trăim ca o ființă a cerului. Deci nouă nu ne convine Iisus, pentru că Iisus a distrus tot ceea ce noi preferăm. Când el a zis, vinde tot și urmează-mă pe mine, gata, s-a terminat. Nu mai îl vrea nimeni pe Iisus. Pentru că ei consideră că Iisus le ia din bunăstare și din comodități. Lor le convine această relație cu o instituție exterioară unde să simuleze da. O apropiere de Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești. Dumnezeu se uită, băi, uite cât ai acolo, ce bogăție ai. Tu n-ai cum să ai credință, trebuie să fii însimplitat. Pentru că omul care are înțelepciune și contact în contact cu Dumnezeu nu vrea. Nu vrea o casă mai mare, o mașină mai frumoasă, mai mulți bani, nu-l interesează. N-are nevoie, se păzește de ele, fugi de ele. De ce? În momentul în care te duci în jos, toate avantajele vieții vin spre tine și se oferă. Viața se oferă și îți poate îndeplini orice dorință. Dar în momentul în care te-ai lipit de ea, a început destrămarea vieții. Deci tu te păzești. Tu nu vrei. Ți se oferă lucruri plăcute, tu zici nu. Puterea cu care zici nu la atracțiile vieții este puterea ascensională în lumea de dincolo. Deci dacă te prinde la sfârșitul vieții fără înfrânare, din asta zi de zi cu de zi, că nu pot să fac așa acum o înfrânare o zi și după aceea trăiesc o mod 10 obișnuit. ani, Zi de, da. da, zi de zi de zi trebuie să faci asta și atunci vei avea forță să treci de fluviul de gânduri. Fluviul de gânduri nu se trece. Să se înțeleagă clar, nu se poate trece decât dacă ai energie subtilă, deci decât dacă omul trăiește în modestie, în simplitate și în smerenie și în puțin. Altfel n-ai cum, că n-ai forță. Nu poți să urci. Ca să urci, trebuie să faci spațiul ăla gol. Ca să faci spațiul gol, trebuie să ai bunăstare. Ego înseamnă bine pentru mine. Înțelegi? Și repetăm ce înseamnă închinare, a săruta. Deci a te închina înseamnă a te a săruta. Da, a săruta înseamnă a sluji, a te supune celorlalți, a le da întâietate, exact ceea ce nu-ți convine ție. Deci Dumnezeu, nouă nu ne place Dumnezeu. Pentru că dacă n-ar place lumea asta, n-ar fi așa de cu bunăstare. Ar fi o lume cumpătată în care oamenii s-ar înțelege și nu s-ar bate tot timpul ca și chiori. Deci tu când îi spui unui om te sărut, de fapt îi spui că slujești, nu? Că Da, l-auzi, servus, sunt servitorul tău. Da, servus, da, da. Tu știi că la noi la Brașov așa se salută, servus, așa ne Păi spun. da, Da, da. Uite, servitorul tău. Da. Dar trebuie să fim și realitate. Da. Bun. Și s-a născut Făt Frumos, s-a crescut și când a împlinit 15 ani s-a dus la tatăl său și a cerut să-i dea ceea ce i-a promis. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și tatăl său i-a zis, păi cum să-ți dau eu așa ceva, că eu nu am așa ceva. Și atunci Făt Frumos s-a hotărât să plece și să caute tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și ce a făcut? S-a dus la Herghelia lui de cai și erau cei mai falnici arătoși cai și pe toți cum punea mâna pe ei și scutura de coadă, toți cădeau lați la pământ. Și după aia când se plece, a văzut în colțul grajului un cal rociugos, plin de bube, slăbănoc și s-a dus la el și l-a luat de coadă, l-a tras și el a rămas drept ca lumânarea, exact așa scrie în poveste. Și atunci calul a început să-i grăiască, să-i spună că el îl va ajuta și îl va duce unde își dorește, însă este nevoie să-l slujească, să-l îngrijească, să-i îngrijească el bubele lui și tot ceea ce avea,
El singur, cu mâinile lui, nu alți servitori. Și Făt Frumos a făcut asta. Și cum s-a transformat calul? Calul, după ce a fost îngrijit de Făt Frumos, a fost transformat într-un cal puternic și falnic. Ce a Deci, făcut? vezi, îngrijirea îi dă puterea omului. Pentru că a slujit. A slujit pe Da, altcineva. i-a dat și lui putere. Deci, Da, i-a dat și lui. îngrijind de cal și de toți ceilalți, de fapt, el și-a crescut în putere. Așa Da. devine puternic, Făt Frumos. Da. Puternic în Și suflet, că el, de fapt, a întărit sufletul. iată că și cel care îngrijește, da, devine puternic, clar că este încărcat cu energie divină, dar și cel care este îngrijit, dacă este îngrijit cu iubire și cu dragoste, și el este împuternicit de către divin și renaște, își revine, nu? Deci Asta câte arată, de fapt, binecuvântarea care a primit-o de la cal și de la ceilalți oameni, arată cât de puternic e sufletul lui. Că nu e puternic decât dacă ceilalți te binecuvântează, dacă îți mulțumesc. Și ca să-ți mulțumească, tu trebuie să te sacrifici total. Ce frumos! Deci iată cât de important e. Și pe undeva este corect și adevărat, pentru că ca să meargă în această călătorie, el avea nevoie de energie subtilă, de avea nevoie de energia sufletului. Deci un suflet puternic putea să facă față la toate situațiile de viață. Că altfel, divinul, dacă nu este cu tine, nu vezi. Nu vezi toate mișcările. Da. Din cauza asta și ghionoaia aceea s-a supus. Deci orice din lumea aceasta se supune celui care are sufletul puternic. Deci Exact. adevărata putere este lipsa de putere fizică. Deci nu e vorba de o putere fizică, este o... Pentru că el chiar a renunțat la puterea materială, pentru că când a plecat cu calul, Da, de la poziția lui pe care o tatăl avea i-a dat legat. oaștea de 200 de soldați, merinde pentru nu știu câți ani, și el, cum s-a îndepărtat un pic de moșie, a eliberat toți ostați și le-a împărțit toată averea și și-a păstrat doar merindele pentru el și Atunci pentru s-a întărit el. da. Deci noi așa ne întărim, când dăm, nu când luăm. E invers. Când luăm, sufletul nostru slăbește și nu mai se poate urca lumea de nicio. Deci toți cei care sunt bogați și au mai mult decât au nevoie, nu se trec. Nu trec de fluviul de gânduri, imposibil să înțeleagă lucrul ăsta. Da. Sunt candidații ai lumii deschise de Ilie Soare toți. Cu cât frumusețea casei este mai mare, frumusețea mașinii este mai mare, cu cât au mai mulți bani, cu atât. Dar uite-te la ei au o formă de întristare, de negureală. Ei sunt negri, știi? Și merg așa, îngândurați pe stradă. Ăștia imediat se dai seama că au bogății de apărat. Deci ei trăiesc în iad încă de acum. Da, am observat acest aspect la unii oameni care sunt foarte ancorați în materie. Nu au acea lumină pe chip, chiar sunt, deci, deși ei sunt albi, sunt negri, nu știu cum să spun, au așa o Da. negură care este pe chipul lor, întunecată, și parcă nici nu-ți vine să te uiți la chipul lor, e ceva ce te face să întorci fața. Exact cum este Sfântul acela cu cizme care stă într-o baracă cu acoperișul spart și doarme pe două scaune. Și el e tot timpul cu zâmbetul pe buze și nu este afectat dacă luminește. Da. Deci este exact ca îngerul meu. Îngerul meu a fost pe pământ un asemenea om și uite-te și tu, eu n-am putut să mă opun iubirii lui. Eu vreau să rămân acolo. Că dacă nu l-a zis hai, n-am mai putut să fac nimic. Deci este poruncitoare. Iubirea, ca să obții iubire, trebuie să poți să înfrunți greutățile cele mai mari și să nu te deranjeze momentul în care oamenii te umilesc. Dacă treci de examenul acesta, ăla era eu. Da. Și astfel s-a încărcat Făt Frumos cu energie divină, a renunțat la toate avuțiile, tot ce-i dăduse împăratul, și a ajuns la prima vamă, să spunem, da, care a întâlnit-o cu tărâmul Ghionoaie, unde calul i-a spus că nu există nimeni, nu a trecut pe acolo, nu există niciun picior de muritor să treacă pe acel tărâm. Au și întâlnit acele grămezi de oase care erau acolo a tuturor Îți dai oamenilor. seama câți i-a mâncat de Cât îi fripți? mâncase de Da, fripți da. Ghionoaia și Ghionoaie e o femeie. da, Deci și câți bărbați totuși, i-a mâncat fripți? da, și totuși el are puterea, da, să o subzuge, nu știu, să o facă să vadă divinul din el, în așa fel încât Ghionoaia îl ia și acasă la el și îl Păi nu ospătează. avea cum că el avea energie. Deci Da. energie nu are decât cel care se lasă pe sine și dăruiește tot.
Acela acumulează energie divină și prezența lui Dumnezeu este cea care l-a ocrotit, l-a apărat în situațiile acestea. Că altfel, o pățește. Da. Și trece de bine, da, și de ghionoaie și după aia ajunge la sora ghionoaiei, la Scorpie, Scorpia. care era certată cu sora ei și se urau și nu își vorbeau și avea tot râmul pârjolit, iarba și așa, și calul zice, am trecut de ghionoaie, dar aici chiar că nici aici n-a trecut nimeni, că e mult mai periculoasă decât Deci, ghionoaia. bărbatul, vrei să spui că fuge de ghionoaie și dă de scorpie? Păi așa a făcut. A schimbat peisajul și a întâlnit un alt personaj, mult mai amplificat, da? Și ce a făcut? Divinul din el, tot la fel măreția lui Dumnezeu și puterea divină cu care s-a încălcat el prin smerenia lui și prin slujirea lui, a înfrânt-o și pe acea scorpie, deși avea ea trei capete și așa, și tot așa l-a slujit, l-a pus la masă, l-a ospătat, l-a... Și a trecut cu bine și de acea vamă. Că mă gândesc că aceste întâlniri cu aceste personaje, de fapt, sunt niște vămi, nu? Cum trecem noi prin viață. Ne întâlnim, ne scoate Dumnezeu în cale anumite situații și hai să te văd acum ce faci, cum ești, cum nu. Mă gândesc că sunt asemănătoare. Și apoi, după ce a trecut cu bine și de asta, a ajuns la acea pădure care părea un rai, dar era toată plină de ligioane. Și aici calul i-a zis, o singură mișcare dacă facem greșit, nu putem să zburăm, să ajungem la palatul tinereții, fără bătrâneții și vieții, fără de moarte. Și iată, și aceeași energie divină cu care s-a încărcat, l-a susținut din nou, că stăpâna acelui palat, când a trecut el deasupra pădurii și a atins calul cu copita, copaci și toată pădurea a început să fremete și toate ligioanele au început să urle la ei, gata, gata, să pregătiți să-i mănânce. Stăpâna palatului era afară, l-a auzit și l-a salvat și pe el și pe cal. Și el a ajuns și s-a împrietenit cu toate ligioanele acelei păduri. Ce înseamnă asta când te împrietenești cu toate ligioanele și nu le mai vezi ligioane, vezi copiii? Aici e problema, cum le vedem noi. Ele sunt în continuare ligioane și dacă le vedem rău, ne vor ataca. Dar Da. pentru că el nu vedea nimic rău în lume, nu putea să fie atacat. Asta e cea mai mare putere. Să nu împărțim bine și rău. Da, vezi că asta a fost și în fata babei și în fata moșului cu O să fie peste ligioane, tot. O să care fie erau peste tot. considerați de fapt de unii copii și de unii ligioane în Dar fiecare parte. aceste ligioane sau fiare ale pădurii, stăpâna lor era peste o zână. Da, o zână. Zână. Deci numai zâna, deci trebuie într-adevăr să nu le vezi ligioane ca să poți să ajungi zână. Sau zân. Da, sau zân. Că dacă ești o scorpie sau o ghionoaie, le vezi ligioane. Vezi ligioane, da. Corect, da. Și el a ajuns la palat, ele erau trei surori acolo și ce a făcut? S-a îndrăgostit de fata cea mică de acolo. O clipă. Deci trebuie să înțelegem că starea noastră interioară creează realitatea din față. Și cum ești tu, așa sunt situațiile de viață care vin din față. Deci nu ei sunt problema. Întotdeauna trebuie să știi, să te aștepți că vei întâlni în față ceea ce ești tu. Dacă tu împarți în bine și rău, vei întâlni un rău în față, ceva care nu-ți va plăcea, pentru că l-ai creat, l-ai împărțit. Le-ai ales. În momentul în care alegi un bine și îl absolutizezi, creezi rău. De starea interioară. Și ce înseamnă? Ce a făcut ăsta, Făt Frumos? El dăruind toate cele celorlalți, el a intrat în zero. Starea de zero este stare non-duală. Adică a contrariile la unit. Când ai unit contrariile, ești cel mai puternic. Te poți duce oriunde și nu te atinge nimic. Dacă ești într-o luptă, nu? Deci are loc o luptă, cad bombe și mai departe pe stradă, tu când ai unit interiorul tău contrariile, nu te atinge nicio schijă. Nu te atinge. Și un exemplu clar pe care pot să-l dau, am întâlnit un domn care era contrabasist la Ateneul Român. Și în al doilea război mondial era copil.
Și pe când copiii se jucau, după ce s-a terminat războiul, și au găsit o bombă neexplodată. Au lovit cu o cărămidă focosul bombei și a explodat. Erau vreo 25 de copii, au murit toți instantaneu. El singur era și în picioare, era și lângă bombă și nu l-a atins nimica. Absolut nimic. Deci aproape imposibil, că fiind aproape de bombă, știi, Da. schijile cum se duce radial, cum se duc radial. Și atunci el și-a dat seama de instantaneu că dacă nu te apără Dumnezeu, nu te apără nimeni. De starea lui interioară l-a protejat. Pentru că era un băiat care era credincios, în sensul că el mergea tot timpul la biserică și cânta acolo la orgă. Deci îi plăcea foarte mult. De starea lui interioară de credință, că făcea parte dintr-o familie unde erau oamenii credincioși, adică o credință practică. Da, și practicau, da, nu doar teoretic. Practicanți, că asta era important, l-a făcut și i-a apărat viața. Deci starea interioară este cea care creează situațiile de viață. Noi nu avem nevoie să luptăm, să ne avem arme, să ne luptăm, că dacă ai cu arme, cu tot o pățești, știi? Cu armele cele mai sofisticate o pățești. Starea interioară este cea care te apără. Și starea interioară înseamnă să unești contrariile, să opusele să fie egale. Că dacă împarți în bine și rău, aia este lovitura care o vei primi din față. Indiferent când. Nu e neapărat să fie starea de război, mergi pe stradă și Alexandru Ivasiuc, care a scris păsările în cartea de limba română, am impresia ultimul an de liceu, nu? E când la cutremur din 77, la Lido, la cinematograful Lido, la blocul dinainte, i-a căzut coșul în cap. Deci el mergea pe stradă și pac, i-a căzut coșul în cap, taman la cutremur. Deci probabilitatea de a scădea coșul taman ții în cap este foarte imposibilă. Știi? Deci starea interioară, pentru că starea lui interioară era de nemulțumire continuă. Se îndoia de toate și avea critică. Și starea aceasta nu este normală. Deci tu trebuie să te păzești de tine, dar trebuie să faci ordine în tine, să faci curat. Și să nu-ți permiți să ai gânduri negative față de nimeni, că trebuie să înțelegi că este interzis să ataci exteriorul, că acolo este sub poruncă divină. Exteriorul sub comandă divină. Și cum te prinde pe tine că ai critică față de el, că noi criticăm oamenii, criticăm pe Dumnezeu. Când femeia critică bărbatul, de fapt îl atacă pe Creatorul Universului. Problema la femeie este de credință. Iar ca să poată să critique bărbatul, ea nu are credință. Că o femeie care are credință adevărată, adică se supune, credință înseamnă supunere. Iubire înseamnă supunere. Care se supune bărbatului, bărbatul nu poate să o atace, pentru că bărbatul iubește femeia cu iubirea din ea față de el. Altfel nu are ce să se întoarcă înapoi. Deci ea așteaptă degeaba să fie. Ea, dacă am observat în 2000 și ceva de filme, 2300 de filme, că întotdeauna critică bărbatul, dar nu se vede pe ea. Și femeia care critică bărbatul înseamnă că, deci nu are cum bărbatul să nu o înșele, să nu o trădeze, să nu fie bețivă, adică să nu o dezamăgească. Nu are cum, că e critica, deci comportamentul bărbatului e critica ei. Singura soluție este să te pui bine în ordine interior. Dar ca să te pui bine, trebuie mereu să ai un comportament de supunere, adică să dai întâietate celorlalți, așa cum a făcut și foarte frumos. Le-a dat întâietate tuturor, nu? Adică le-a dăruit tot ceea ce a avut și a păstrat doar merindă pentru sine. Și plus că a refuzat materia care îi se oferea, că am uitat să specificăm că și la ghionoaie și la scorpii aveau niște fiice foarte frumoase și au dorit să dea o nevastă și l-a refuzat. Oare de ce a refuzat? Cum e mama, așa e și fiica? Poate fi și asta? Cu programele? Simțea? Nu programele, el, materia, Da. el a refuzat materia, că din cauza asta era foarte frumos. Foarte frumos este cel care refuză materia. Nu Deci mai a atunci, refuzat se materia întâlnește sub sub. orice formă a venit. Sub orice formă de atracție, Întâi sub da. bogăție, apoi sub formă de femei frumoase, Da, tot ceea de ce bărbatul îi traiutor. place, da. Da. El trebuie să respingă. Și a ajuns în acel palat unde domnea tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte și s-a căsătorit cu prințesa cea mică, cu zâna cea mică, că erau trei surori, trei zâne acolo. Și a dus o viață destul de liniștită, o viață destul de frumoasă, însă și acolo mai avea o restricție. I s-au spus să poată să meargă peste tot, să vâneze, să facă ce vrea el, doar spre Valea Plângerii să nu se ducă și să nu se uite spre Valea Plângerii. Și odată neatent, da, spune mai ce Cu vrei să. cea mică.
Deci, iarăși, acest principiu că ceea Da. ce este mic este, de fapt, cel mai frumos lucru. Da, foarte, foarte Ceea bine. ce e Da, puțin. da, da. Și odată fiind el așa neatent, cu capul în nori, nu a fost atent, a alergat un iepure să-l vâneze și acel iepure l-a dus unde? Exact unde avea el interdicție. E foarte important. Pentru Da. că atâta timp când noi alergăm, adică ne ducem după, vânăm un iepure în afară, în afara noastră, adică țintă exterioare, ne va duce în Valea Plângerii. Valea Plângerii este lumea cu Da. atracțiile ei. Iepurile înseamnă o atracție. Asta e. Exact. Și te va El... duce în plângere, automat, și Valea Plângerii este iadul. Și a ajuns acolo, în Valea Plângerii, și dintr-o dată a simțit că l-a lovit un dor, o tristețe, și a început să-și amintească de părinții lui, de locurile lui, de palaturile lui, și să simtă dorul și dorința de a pleca. Și a ajuns acasă la zâna lui și ea și-a dat seama unde l-a cunoscut după starea sa sufletească. I-a zis, nefericitule, ce ai făcut? Te-ai dus în Valea Plângerii? Și el a spus că da. Și că inima lui se topește de dor și că își dorește să plece și că o să se întoarcă. Și Zâna i-a spus, dacă vei pleca, nu te vei mai întoarce, pentru că acele locuri nu mai există, da? Și tu vei îmbătrâni. Da. Top. Deci a intrat în Valea Plângerii, înseamnă în lumea exterioară, acolo erau și părinții lui, Da. acolo erau dorințele, deci porneau dorințele și asta este metoda prin care lumea te capturează. Asta este modalitatea. Pentru că petrești timp cu ea, ei au venit în minte toate amintirile, nu? Dorul de Da. părinți, deci el de fapt intrase profund în lumea exterioară. Exact ca acel Adam s-a pierdut în lume și nu mai a putut să se întoarcă înapoi. Și ai văzut că calul ce a făcut mai departe? Da, și el a spus că dorește să plece și calul i-a spus, dacă dorești să pleci, eu te-i duce până acolo, dar nu stau să te aștept, mă voi întoarce înapoi. Da? Și Deci îți el dai seama, s-a... pune și calul. Domne, nu te duce în lumea în materie cu totul, că acolo te mănâncă ghionoaiele și... Exact. Și ce a făcut el? Și-a luat rămas bun de la cele trei zâne și când a ajuns pe teritoriul Scorpiei, erau orașe noi, toată lumea era schimbată, era un ținut de nerecunoscut și el a început să povestească și să întrebe de Scorpie și toți râdeau de el considerându-l nebun din alte lumi, nu? Apoi a ajuns și pe tărâmul Ghionoaie și deja începuse să-i crească barba până la genunchi, îmbătrânise și el se mira cum, acum câteva zile, acest tărâm exista și cum, acum nu mai există și ce se întâmpla cu el de a avea acea barbă lungă, nu? A ajuns și acolo și acolo la fel. A fost considerat tot nebun și din alte lumi, nu de pe acolo. Și într-un sfârșit a ajuns și la palatul tatălui său. Și observ un lucru, lumea plângerii era populată cu oameni Da. care duceau o viață normală. Da. Însă, acolo pornise cronometru timpului. Exact. Și a ajuns și acolo și a descoperit că nu mai era nimic din ceea ce lăsase el, bineînțeles că părinții lui nu mai exista, a ajuns la palatele lui și calul l-a lăsat acolo și l-a întrebat, vrei să te întorci cu mine, stăpâne? Și el a spus, tu te liniștit că mă voi întoarce eu. Și nu s-a mai întors niciodată, a rămas în acea lume Păi a... nu mai e cum, ai intrat acolo, te-ai prins. Deci noi ca să putem să ne salvăm, trebuie să ne salvăm de lumea aceasta. Și de noi, de fapt. Trebuie să ne păstrăm la distanță de ea. Când ceva te capturează și te atrage, pii înlături. Adică fugi înlături. Pentru că dacă nu fugi înlături, te va prinde. Și te va îngenunchea și te va captura. Este exact ca acea plantă extraordinar de frumoasă, nu? Carnivoră. Plantele carnivore sunt din grupa orhideelor, de obicei, și sunt foarte atrăgătoare. Adică au un miros foarte puternic. Extraordinar. Deci o singură plantă miroase la distanță foarte mare. Au un miros foarte puternic, cum ar fi la noi, să zic, crinul, Da. în genul ăsta. Și sunt foarte frumoase ca aspect. Au o frumusețe deosebită și atrag, bineînțeles, insectele. Dacă o insectă stă mai mult de 10 secunde, este veșnice 10 secunde. Da. Prea mult, îi rămân piciorușile Felicitări. în miera respectivă care este acolo și e înghițit. Asta este viața.
Deci noi trebuie să nu păstrăm nici măcar atenția la ea și atunci asta este soluția ca viața ta să fie frumoasă. Pentru că atenția pe lume îți ia din energia subtilă și ca este o energie de materializare. Și nu mai pot a lucrurilor minunate din viața ta. Că așa am aplicat principiul ăsta. Deci eu am știut acest principiu când m-am dus la directora aceea cu Da. facturierul, pentru că mi-am dat seama că dacă păstrez atenția pe un rezultat bun, îi primesc inversul. Mi-am retras repede atenția. Și atunci am schimbat situația de viață în timp real. Deci asta este soluția. Dacă vrei să reușești la examen, să ți se împlinească orice fel de vis, nu păstra gândul prea mult timp la lucrul acela, că îl pierzi. Deci, atât suntem creatori de miracole, stăm pe Creăm Terra. în miracole, sigur că da. Dacă vrei să salvezi viața, ești într-o stare deosebită, ai o boală dificilă și mai departe, nu păstra atenția acolo. Retrageți atenția, nu te gândi la nimic. Da. Dragă Marius, iată că am ajuns la finalul poveștii noastre Dar uite cu. că și Fătrumos a pățit-o. Da. Deci el a rămas pe tărâmul Deci a fost plângerii. în acea Pe tărâmul lume, plângerii, da, da. și până la urmă A rămas în lume. a ales lumea. Da. Bine, Marius, păi ne revedem imediat la următorul episod din Frumusețe, da, să-ți trimit Cu imediat. altă poveste, hai să zicem pâslea cevăinic și merele de aur. Data viitoare. Ok. Așa face. Bine. Ne revedem curând. Mulțumesc.